El e super biciclist, dar astăzi e rușine să iasă cu bicicleta. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu mașina potrivită. Numele meu este Dan și de obicei mă ocup cu verificatul mașinilor second hand. Și poate vă întrebați, bă, dar cum ajungi tu, Dane, să verifici multe mașini second hand în fiecare zi? Păi foarte bine, merg cu scooterul. De anul trecut am un scooter cu care merg și practic ăsta este daily driverul meu pe lângă mașină, da? Și am zis, ia să fac eu o întrecere cu cineva astăzi, da? Și suntem aici să începem întrecerea asta. Și l-am găsit pe Marius de la Bucharest Bike Traffic, care mi-a zis, bă, eu cred că te fac. Și eu am zis, mă Marius, stai un pic. Nu mă faci, că eu sunt cu scooterul, mă, tu ești cu bicicleta. Iar are bicicletă electrică, sigur ați văzut la el pe canal cum a lăudat-o, da? Bucharest Bike Traffic e canalul lui. Și eu am zis, stai mă că te fac eu. El a zis, nu mă, stai puțin că eu sunt mai bun. Și astăzi ne-am întâlnit aici, în Rahova, să ne luăm la întrecere. Pentru benchmark avem și o mașină cu noi, să vedem cu cât mai rapizi suntem noi față de o mașină. Să vă arăt imediat instrumentele cu care vom parcurge distanțele astea, după care o să-i dăm drumul. Așa că haideți cu mine să vedem cum o să iasă episodul ăsta. Marius, spune-ne, salut. De ce crezi că o să câștigi tu această întrecere? Păi nu cred că o să câștig. Ideea este că eu cred că Marius o să câștige, are o șansă foarte mare. Cred că o să mă strecor foarte repede în trafic, dar Marius este mult mai rapid. E posibil ca tu să ai o șansă să câștigi, nu știu ce să zic. Nu cred! Să vedem, nu știu. Tu, Marius? O să câștig, 100%. Marius este cu acest Opel. Așa, se târă pe șosea. Opel cu Air Ride. Celălalt Marius de la Bucharest Bike Traffic este cu o bicicletă. Până la urmă, frate, ce poate să facă o bicicletă? Adică e o bicicletă, nu e cine știe ce? Da, e o bicicletă, dar e o bicicletă electrică. O bicicletă electrică cu motorul pe mijloc, cu destul de mare autonomie și cuplu. Foarte rapidă, merge până la 45 de km la oră aproape. Și cred că este cel mai scump vehicul dintre toate trei. Asta da, posibil. Și eu sunt cu scuterașul meu. Ăsta este un sau o Yamaha X-Max de 250 de centimetri cub. Este second din 2008 și are tot felul de zgârieturi și eu cred că o să câștig. Dar nu sunt sigur, pentru că Marius e destul de rapid cu bicicleta asta. De mașină nu prea îmi fac griji. Dar aici o să fie complicat. Bun, deci ăștia sunt competitorii. Ați văzut ce instrumente au. Țineți-mi pumnii. Sper să câștig. Suntem gata să plecăm. Marius, cap de dudă zis, cel mai șmecher dintre oameni. Cu Dan. Dan, ești gata? Sunt gata. Și eu sunt gata. 3, 2, 1 și haide. Pe bicicletă. Deja șansele mele s-au dus la zero. Dan este super mega competitiv, deși nu zice el că nu este. Și e super liniștit. Îl aud cum ambalează motorul în spatele meu. Mamă, ce se duce Marius ăsta. Mamă, cum se duce. Depășit. Nu! Hai bicicletă, hai mai repede. Strategia mea e să faule, ce șosea nasoală pe aici. E să fac rost de orice avantaj posibil. Pentru că știu că Marius pedalează bine. Și am văzut cum a plecat, frate, deci s-a dus. Am zis să nu mergem mai repede de 60 la oră. Din fericire, kilometrajul meu nu merge și deci nu știu, frate, cu cât am mers. Nu știu ce viteză aveam. Aoleo, ce mă fac acum? Autobuzul ăla. Bă, și Marius vine, adică Marius n-are treabă. Aoleo. Mariuse. Ai rămas în urmă din nou. Să vedem dacă îmi dă mie voie să trec. Așa. Mamă, dar ești rapidus, mă, Marius?
pic, un pic așa. Tu ce faci? Ai rămas în urmă, nu? Pe linie dreaptă n-am nicio șansă. Nici o șansă. Însă în trafic n-are el nicio șansă. Până acum suntem egal, nu? Da, da, e foarte close. Am zis, bă, nu vreau să merg prea tare. La mine nu merge kilometrajul oricum. A, e bine atunci, dacă nu merge că... Nu se vede, dar am zis, bă, dacă simt că e prea rapid, n-ar fi fair. Suntem destul de egali. Tu ești mai flexibil printre mașini. Da, că am fi doar puțin mai îngust decât al tău. Da. Ideea este în felul următor. Noi ne distrăm acum, suntem bine, eu și cu Dan. Problema e ce face Marius. Marius, unde pușca mea e tot traficul, mă? Ai de capul meu. A, nu te băga, pentru că am nevoie de loc să trec. Atenție, stai acolo, mersi. Așa. Am încercat. Ai mers, ai luat o rută mai bună aici. Oricum o să te las pe tine înainte, pentru că o să te folosesc astăzi. Tu o să practic filtrezi traficul și lumea o să te dea la o parte mai degrabă pentru tine, că ai scooter. Mă rog, e un maxi scooter, nu e chiar un scooter. Așa, cum scap eu de Marius? Aici trebuie neapărat să ajung pe cealaltă parte. Și aici n-am ce face, că nu încap. Nu încap pe aici. Și vine Marius, îl văd în oglindă. Aaa, ce enervant. Deci eu sunt sigur că Dan își imagina că o să mă lase foarte mult timp în urmă. N-a fost așa. Deloc. Nu cred. Păi, avea semnalul polițistului să se oprească. Ce-a fost asta? Așa, deci acum Marius este înaintea mea. Mai ia, uite-l aici. Acolo polițistul a avut mânasă. Când? La intersecția anterioară a avut polițistul mâna. Așa. Da, a. Ai trecut. A, nici nu am văzut. Nu? Nu. Am atins acolo pe cineva, am atins cu piciorul. Pe bune? Da. Am luat o curbă prea așa, n-am fost atent. Și m-am dat în spate să mă uit să văd dacă s-a întâmplat ceva. I-am zis că e ok. Altfel trebuia să mă opresc. Dacă nu îți spuneai, uite, eu sunt Dan de la mașina potrivită și următoarea ta mașină second hand, te pot găsi eu. Cumpăr eu mașina ta, pentru că am curiat. Da. 15 minute până aici. Mă rog. Da, deci Marius intră și intru și eu. Bă, dar băiatul ăsta are o viteză. Thank you.
e liber. Nu. Și a prins roșu. Da, în sfârșit Firea a lucrat pentru cursa asta. Am un aliat de încredere, Firea, și semafoarele ei. Da, frate, deci nu scap. Dar am văzut că deci dacă o las moale, mă faci. Hai, bă, băiatule, trafic, semafor, nu cred, deci incredibil, frate, ce enervant. Și acum era bine să prind ăsta. Gândește-te că eu pot să fac ceva ce tu nu poți să faci. Acum sunt pieton. Pentru el este roșu, aici este verde și de la colțul străzii pot să mă angajez. Nu! Am încercat eu ceva, dar n-a ieșit. Din păcate. Treaba e că Marius nu pare obosit. Adică pare că mai poate să pedaleze. Da, și aici știu că nu merge foarte, foarte bine bucata asta. Nici nu știu pe unde să o iei, frate. Deci dacă îl văd pe Marius în oglinda retrovizoare. Da, dar oricum are pe unde să meargă. Are pe unde să meargă Mariusel. Filtratul mașinilor este, nu știu, o artă din punctul meu de vedere. Trebuie să știi ce faci. Altfel, dacă o faci, e riscul imens. Și, mă rog, dacă o faci și nu știi ce faci. Ați înțeles voi. Țineți banda aia. Eu de obicei cu scooterul nu merg chiar așa repede, dar acum am e teamă de Marius din spate. Așa, pe ce bandă mergi, nene? De ce stai pe mijloc cu benzin, nu înțeleg. Vrei să filtrezi traficul? Nu, Opel Corsa. Ah, mi-amintește de cineva, de Marius. Oare ce-o face, săracul? Frate, deci incredibil, suntem exact neck and neck. Parcă ție ți-e frig. Mi-e un pic frig. Sau uite, poți să fii cu ea acolo, uite. Bună, uite, el e super biciclist, dar astăzi e rușine să iasă cu bicicleta. După cum puteți vedea, dragilor, nu merg cu mai mult de 60 la oră. De fapt, merg acum cu 0 km pe oră. Nu! L-am pierdut și mai rău din urmă. Eram sigur că pe porțiunea asta voi pierde. Care n-ai vii Sky Tower? Care este Sky Tower? Deci, practic, toată ziua am filtrat mașini până acum. Spune-mi că e în dreapta, Sky Tower. Te rog, zi-mi că e în dreapta. Fac dreapta. S-a făcut verde, îmi pare rău, băieți. Verde la dreapta. Haide. Unde este Sky Tower? Ăsta este Sky Tower. Nu? Zim că ăsta este Sky Tower. Unde e Sky Tower? Cred că aici. A zis Marius în față la Sky Tower. Aici este Sky Tower. Nu! Nu! Sunt un pic în fața ta, dar suntem în față la Sky Tower, dar ca să ajungem acolo, eu nu am cum să trec de bariera asta. Da, uite, eu practic am câștigat. Da. Am câștigat, gata. Putem să ajungem acolo un pic în față? Da. Nu putem, nu? De ce am câștigat, practic? Iau, ar trebui de vinieță la Sky Tower. Păi da, în față la Sky Tower, aici.
Ai câștigat. Băi, Marius, deci tu ești foarte tare, frate. Da, zici de tine. Cred că de tine ar trebui. Hai să sunăm pe Marius. Cred că asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Să sunăm pe Marius. Unde crezi că e Marius? Răspunde-ne, Marius, te rog. Deci noi am făcut 20 și... salut, salut, salut. Salut. Ce faci, Marius? Pe unde ești? Sunt în oraș. Zine, domne, unde ești? Sunt la... zisei, părculețul ăla, pe Bolonă, pe acolo. A, pe grădina Icoanei? Așa e. A, zona romană. Ești la romană. Deci Dan a avut dreptate. Bine, te așteptăm în fața aici, la Sky Tower, da? Da, deja ți-a băi, băi, Marius, deci ești incredibil, frate, cât de tu mergi bine. Te-ai mișcat și tu bine. Ai cam filtrat traficul, ai câștigat acolo unde ai încălcat semnalele polițiști. Dragilor, cam ăsta a fost concursul. A fost foarte, foarte, foarte strâns. Eu am ajuns cu 10-15 secunde. Băi, fraților, de 10-15 secunde din Rahova până la promenada. Am ajuns mai repede decât Marius, deci oarecum am câștigat. Dar, da, a fost foarte aproape. A zice că este o egalitate. Nu puteam să scap de Marius. Nu puteam să scap de Marius. Cred că a fost diferență la semafoare. Acum să vedem interviuri de final. Bun, dragilor, deci acum vom avea interviuri. Ia să vedem prima dată cu Marius. Spune-ne, te rog, ce ai simțit? Ură și frustrare că stăteam degeaba, în primul rând. Și m-am plictisit enorm. Ce-al, Marius? Spune-ne, cum te simți tu? Dintre toți eu m-am simțit cel mai mândru, pentru că în momentul în care am mers, știam că o să câștig. Mă rog, eram sigur că o să câștig. Am ajuns foarte bine, din punctul meu de vedere, cu o bicicletă. E adevărat că bicicleta mea e dintre cele mai ieftine, însă cu o bicicletă electrică, la fel, mă rog, foarte ieftină, aș fi reușit să ajung la fel de repede. Și practic asta demonstrează ceea ce cred și eu, că soluția perfectă pentru trafic este o bicicletă sau o trotinetă electrică. Dacă ar fi Marius, să te gândești așa, zi-mi două avantaje ale bicicletei și două dezavantaje. Bicicleta o poți lăsa oriunde, o poți lua cu tine oriunde, nu trebuie să stai să o parchezi sau chestii de genul. Asta e un avantaj. Un alt avantaj al bicicletei este că nu trebuie să ai asigurare, casco, taxe, benzină, tot ce înseamnă chestia asta, și sau permis dacă mergi cu o bicicletă până la 25 de km la oră. În schimb, dezavantaje mari, dacă bicicleta electrică și e destul de scumpă, riscul să rămâi fără ea e destul de mare. Și bine, nu știu dacă în cazul tău, spre exemplu, dacă rămâi fără scooter, dacă poliția face ceva, dar nu știu. În cazul bicicletei nu face absolut nimic, sunt sigur de asta. Și un alt mare dezavantaj al bicicletei este că atunci când, nu știu, plouă sau ninge, ești cam foarte limitat. Ok, și acum vine o întrebare pentru voi. Dacă voi ați alege, ați putea alege doar un mijloc de transport, fie bicicletă electrică, scumpă, putem să zicem cât de scumpă? Nu. Nu. Bicicletă electrică, scumpă, o numim scumpă. Scooter, unul nou, este scumpuleț și ăsta, dar poți să-ți iei second și așa. Sau o mașină second. Ce ați alege voi? Deci doar un mijloc de transport cu care să mergi din Rahova până în Pipera sau să te frești prin oraș și să fie așa singura ta chestie. Ce ați alege? Dar eu nu vă pun să votez. Și dacă ar fi să aveți o a doua chestie, care ar fi aia? Și sunt foarte curios să se facă o secțiune de votare chiar aici sau aici, nu știu exact cum să fie. Aici, cred. Așa, da? Și sunt foarte curios care sunt opțiunile voastre. Dragilor, ăsta a fost episodul cu mașina potrivită, scooterul potrivit, bicicleta potrivită. Puteți să votați la canalul YouTube al lui Marius, cu siguranță îl știți, Bucharest Bike Traffic. Altfel, eu vă invit să dați un subscribe la canalul YouTube Mașina Potrivită, să ne dați un follow și pe Instagram, suntem și pe acolo. Mulțumesc pentru toată susținerea voastră, primesc feedback-uri, sfaturi și alte cele. Și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa! Pa, 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 pa. Până de seară. Deci Dan este absolut monumental. S-a dus undeva în partea aia. S-a dus să roage un tip, da. Un bobcat, să-l oprească să putem filma. Da. L-a trimis deci, acasă. La... Omul l-a trimis acasă, ești nebun? Mașina potrivită și nepotrivită în oraș.